Sfinții Apostol Filimon, Arhip, Onisim și Apfia au fost urmăritori și ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, slujind la răspândirea credinței. Sfinții Filimon, Arhip și Apfia lucrau în cetatea coloneze din Frigia, iar fericitul Onisim la Roma. Sfântul Arhip este cinstit de către Sfântul Pavel cu numele de împreună oștean cu noi, precum scrie în epistola către Filimon, capitolul al doilea. În aceeași epistolă, Filimon este zugrăvit ca un fiu duhovnic și prieten la credință în însuși apostolul neamurilor, Sfânta Apfia, soția lui Filimon, este numită Sora Apfia. Datorită vredniciilor ei, Sfântul Onisim din Sclav ajunge apostol al lui Dumnezeu și din răufăcător frate egal în vrednicie cu Sfântul său stăpân Filimon. Tradiția bisericii ne spune că toți membrii acestei familii de ucenici ai Sfântului Pavel au fost sfințiți episcopi călători la sfârșitul vieții lui Apostol, în timp ce sora Afia își sfințea viața slujind fraților în credință în biserica din casa ei. În biserica romano-catolică este venerată Sfânta Cecilia. Aceasta s-a născut la Roma din părinți păgâni. Auzind ea de Evanghelia lui Hristos, a hotărât să nu se mărite, ci să se păzească curată închinându-și fecioria Domnului. Părinții ei însă, împotriva voii, au însoțit-o cu un tânăr bun de neam, dar necredincios, pe care îl chema Valerian. După căsătorie, Sfânta Cecilia l-a înduplecat pe soțul ei să trăiască în curățenie și primind amândoi botezul din mâinile Sfântului Urban, episcopul Romei, viețuiau în credința cea adevărată. Valerian l-a convertit la creștinism și pe fratele său, Ibutrie, care atât de mult se înălțase cu fapta cea bună, încât și cu îngerii vorbea în toate zilele. Pentru credința lor în Hristos Iisus, din porunca comandantului Maximin, li s-au tăiat capetele. Sfânta Cecilia a fost închisă într-o baie fierbântată timp de trei zile și pentru că a ieșit de acolo acolo nevătămată, i s-a tăiat și ei capul.